Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Au intrat în dezbatere publică două proiecte de modificare a legislației educației, unul pentru învățământul preuniversitar, altul pentru învățământul universitar. Ministrul Câmpeanu a declarat că prin aceste proiecte, și citez, arhitectura de sistem va fi complet schimbată. Și am încheiat citatul. Acum, sigur, ce fac arhitecții de la minister va fi în cele din urmă experimentat pe elevi și studenți și pe profesori, desigur. Să ne oprim la câteva schimbări preconizate în sistemul preuniversitar. Una dintre cele mai comentate propuneri este ca din 2024 acele licee care demonstrează calitatea educației. Vom vedea ce înseamnă asta. Deci, liceele de top, în principiu, să-și poată organiza propriile examene de admitere în liceu pentru ocuparea 90% din locuri. 10% din locuri urmând să fie ocupate prin admiterea de la evaluarea națională. Asta înseamnă, din ce înțelegem noi, că unii copii ar putea da două examene de admitere la liceu, unul la un liceu bun și, dacă nu intră, și evaluarea națională. Unde poate, cine știe, princii la alea 10% care au rămas, deși nu știm. Din 2023, media din timpul gimnaziului nu va mai conta la intrarea la liceu. La finalul claselor a doua, a patra și a șasea, elevii vor susține evaluări naționale scrise la limba și, la limba și comunicare și la matematică. Nu vor mai fi note, ci doar calificative de admis sau respins pentru arte, educație fizică și sport. Cât despre profesori, cei care deputează vor face stagiatură timp de un an sub supravegherea unui profesor mentor, căruia îi va fi și scăzută norma de ore, tocmai ca să aibă timp să se ocupe de învățăcel, iar intenția este ca salariile să fie crescute masiv, adică pentru debutanți ar urma să crească de la 2 la 4.000 de lei, și asta ar atrage și creșterea salariilor, evident, și pentru restul profesorilor. Mai sunt și alte schimbări propuse, evident, nu avem cum să le dăm pe toate, o să vedem și ce rămâne din ele, că urmează comisiile parlamentare, interesele sindicatelor, presiunile părinților și așa mai departe, dar, dincolo de toate acestea, rămâne intenția schimbării și faptul că, după cum spune ministrul Sorin Câmpeanu, ministerul său, citez, a transpus în texte de lege toate principiile din proiectul România Educată. Este la telefon fostul ministru al educației, Daniel Funeriu, care a inițiat și el o reformă a învățământului la un moment dat. Bună dimineața! Bună dimineața! Atenție, presupun... am inițiat o reformă, eu am dat o lege. Așa, bun, da, era o lege care a reformat, a fost o lege privită la momentul respectiv ca un început de reformă serioasă. Ce s-a întâmplat după aceea e istorie. Dacă cel mai, ca să încheiem discuția despre fosta lege, dacă cel mai toxic personaj din România post-comunistă, anume Caterina Andronescu, nu ar fi demolat acea lege, realitatea educațională a României de astăzi ar fi fost alta. Dar să trecem la ziua de azi. Bun, acum presupun că știți proiectul prezidențial România Educată, care a fost lansat la Cotroceni în 2016, sunt 6 ani de atunci. Uite că acum Sorin Câmpeanu zice, gata, îl facem lege. Cum priviți intenția de a-l transforma în lege? Aș întreba și de oportunitate, am de moment, dar cum vi se pare? Haideți să stabilim câteva lucruri. În primul rând, în calitate de autor al legii 1, eu nu pot să-mi permit să vorbesc despre păreri, pentru că ceea ce eu credeam a fost operaționalizat în legea 1. Așa că să venim puțin în concret. Deci, în primul rând, guvernul nu a prezentat în acest moment o lege, ci niște scheme, niște grafice. Până avea o lege, mai este foarte mult, de aceea singura discuție cu sens de realitate e discuția pe text. Ori azi nu avem un text. Totuși, sunt câteva elemente de principiu despre care, din păcate, clasa politică în ansamblu îi merge pe căi greșite și astea aș dori să le subliniez, dacă îmi permite. Prima cale greșită. Ideea descentralizării deciziilor, descentralizarea educațională în România este o eroare. Pentru că dacă transferi putere în plan local, în educație asta înseamnă, de fapt, dictatura bunului plac al șefului local. Dar ce înseamnă pentru mai precis descentralizarea aceasta la care vă referiți? Adică cum s-ar manifesta în realitate? Dacă ar fi. Decizii, mai multă putere în plan local, pentru decizii legate de curriculum, pentru decizii, tot felul de decizii de viață de zi cu zi a școlii. Adică primarul ar putea să intervină asupra curriculei, asta înțeleg? De la dumneavoastră? Autoritățile locale, asupra resursei umane, mai ales asupra curriculumului și așa mai departe. Dar pentru educația din România, soluția corectă este centralizarea. Pentru că trebuie să spunem care e realitatea. Cineva trebuie să spună care e realitatea. La nivel local, sunt prea mulți decidenți, prea slab pregătiți și prea neinteresați de educație. Soluția corectă, în schimb,
este să dăm sarcini clare și bugetul aferent nivelului de decizie local, dublat de un control strict la nivel central. Vă dau un exemplu concret. Abandonul școlar și dotarea școlilor. Nu ministrul din biroul său poate să-i ducă pe copii din rural la școală, ci serviciile primăriei care cunosc om cu om, familie cu familie. Și dacă tu, primar, nu ești capabil să rezolvi local problema părinților care nu-și lasă copiii la școală și dacă tu, primar, nu dotezi școlile, guvernul n-ar mai trebui să-i dea niciun ban din bugetul central. Și atunci ați vedea într-un an de zile și școli bine dotate și o reducere semnificativă a abandonului școlar. A doua idee greșită. Există această idee că dacă dăm o lege, dacă creăm noi structuri, dacă schimbăm arhitectura de sistem, rezolvăm peste noapte problemele. Dragi părinți, credeți-mă, dacă Einstein al educației dă o lege perfectă mâine dimineață, efectele la clasă se vor simți abia peste vreo 10 ani. Unica soluție pentru părinții de azi, dacă nu-s mulțumiți de ce se întâmplă la clasă, este să dea meditații copiilor. Asta este realitatea pe care dacă cineva nu o spune, continuăm să ne mințim frumos. Esențial pentru calitate la școală, iar un lucru care nu se spune, e de fapt ce se întâmplă la clasă. Și atunci aici trebuie făcute câteva lucruri vechi de când lumea. Și foarte simple. Unu, aduci profesor bun la clasă, dar pentru asta trebuie să-i formăm bine. Și aici avem problema universităților, care în loc să facă programe de formare de calitate de profesori, fac tot felul de bălării. Am auzit acum, dacă vă puteți imagina, există cică un master de egalitate de șanse în universitățile României. Doi, după ce am format bine, trebuie să-i selectăm corect. Ori aici sindicatele fac o mare presiune pentru menținerea sistemului actual de selecție, care este defect. Și trei, trebuie să-i plătim bine. Și aici am o sugestie foarte simplă. În loc să introducem în lege acea minciună sfruntată cu 6% din PIB, să introducem în lege faptul că salariul mediu al profesorului să fie 1,6 ori PIB-ul pe cap de locuitor. Și atunci am avea și profesori bine formați, corect selectați și bine plătiți. Încă două lucruri simple. Ar trebui să lungim cu cel puțin 5 săptămâni anul școlar. Avem cel mai scurt an școlar din Europa și nimeni nu va ști niciodată mai mult stând mai puțin în școală. Apostolii lui, hai să nu încărcăm copilul cu cunoaștere, ăștia trebuie combătuți. Pentru că un copil german stă în școală când termină la finalul celor 12 clase, un copil german va fi stat în școală 2 ani jumate mai mult decât un copil român. Deci, să prelungim perioada de stat în școală anuală cu cel puțin 5. Bine, domnule ministru, dar dacă 3. Stă în școală 2 ani și jumătate în plus și în ăștia 2 ani și jumătate nu trebuie decât să rețină pe din afară niște lucruri pe care să le repete papagalicește în fața profesorului ca să treacă clasa, cu ce îl ajută? Vedeți, dumneavoastră, aici este o altă problemă. Niciunde în curriculumul actual românesc, care este foarte bun, da, este foarte bun, niciunde nu se mai vorbesc despre această memorare papagalicească. Și vă mai spun un lucru. Ați auzit vreun chimist care să nu cunoască pe de rost tabelul periodic? Ați auzit de vreun matematician care să nu cunoască pe de rost tabla mulțirii? Haideți să ieșim din această logică, vai că să nu înveți pe de rost. Nu poți să-ți creezi competențe dacă nu ai cunoaștere. Ori cunoașterea se face inclusiv prin învățare. De aceea trebuie profesori buni, pentru că problema României nu este curriculumul prost, ci este calitatea prea scăzută a profesorilor care livrează acel curriculum. Cum obținem profesori de bună calitate? Tocmai v-am spus, să-i formăm corect în universități performante, dar ajung și acolo dacă mai îmi dați un minut. Un minut. La nivel de sistem, trebuie să trecem urgent la un sistem inspirat din sistemul german, nu inspirat din sistemul francez. De ce? Pentru că în sistemul german, care din punctul meu de vedere este cel corect, încă din clasa a 5-a avem rute educaționale diferite pentru copiii care au vocația să meargă către bacalaureat și universități și copiii care au vocația unei pregătiri profesionale de calitate. Al patrulea lucru, care este esențial, dar pe care nimeni nu-l va face, din păcate, pentru că, sincer, cred că am fost singurul care s-a luptat cu chestia asta, revenirea la rolul universităților de a produce excelență. Nu la masificarea învățământului superior, care duce, de fapt, am văzut, la un cancer mental al unui popor. Universitățile trebuie să revină, la rolul de creator de excelență. Și nici de cum la un vag rol social în care orice netot primește o diplomă universitară. Dar pentru asta trebuie să eliminăm radical impostura universitară, o sarcină, din păcate, prea grea pentru actuala politică din România. Și în final,
Un singur lucru vreau să mai spun. Cât timp societatea nu o să ceară aceste lucruri, cât timp toate aceste lucruri nu sunt profund integrate în dinamica unei societăți, cât timp nu o să se iasă în stradă pentru educație, dar o să se iasă pentru tot felul de chestii, alte chestii periferice, nu sperați la nimic bun semnificativ. Poate să fie legi și paralegi, pentru că degradarea resursei umane din sistem e atât de mare. Interesele financiare ilegitime, căpușarea sistemului de sindicate și tot felul de ONG-uri, impostura din universități, toate astea sunt atât de răspândite, încât nu mai știu cum să o spun și o spun cu mare regret. Nu văd acum decât soluții pe cont propriu. Și aceste soluții sunt trei. Meditații, meditații, meditații. Mulțumesc foarte mult, domnule Funeriu, a fost în direct. A fost un ministru al educației, Daniel Funeriu, întotdeauna cu un aparat care face niște radiografii foarte precise și, din păcate, cam crude așa asupra situației educației românești. Mulțumesc mult, domnule Funeriu! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.